Prodigiolegi, spun că sunt întreagă profundă, suntem din nou la lecție. Ștefania e nerăbdătoare să debutăm. Așadar, Ștefania a chemat pentru acasă, nu? Așa am spus. Prima. Pentru acasă. Clasa a șasea. Și facem geometrie în povestii. Da? Geometrie. Să vorbim și pe partea asta de matematică, geometria. Și trebuie să zic că parcă mă simt mai larg meu când facem algebra. Da. Da? Da? Pentru momentul ăsta. Pentru ce pot? Dar trebuie să primim cum credeți. Să vedem ce vrea să până la urmă geometria, care este, deocamdată e inimă. Să desenez segmente, nu știu ce, de lungime, atâta, dar care va fi? Trebuie să spun că e o funcție zărată, geometria. Foarte frumoasă. Numai că, până pe totul de mâine, o fi, te rog. Dacă B aparține paranteză rotundă lui AC. Așa spun, dacă B aparține interiorului segmentului. Interiorul segmentului lui AC. Așa, așa trebuie să înțelegi. Când închidem, înseamnă în segmentul inclusiv cu capele. Acum e fără capele. Da. Deci B este pe interiorul segmentului AC. Da. AC este egal cu 16 cm. Știm că AC, în ipoteză, nu? Da. Eu mă rog, așa. În ipoteză, în primul element. AC e egal cu 16 cm. Așa. Și AB supra BC. AB supra BC, raportul. Da, este egal cu 3,5. 3,5. Aflați lungimile segmentelor AB în paranteză pătrată și BC în paranteză pătrată. Adică s-a aflat lungimile segmentelor cu capete, cu tot. Asta le spune, paranteză pătrată, ca să înțelegi exact. Deci, aici am de pe BC așa scris, nu? Da. Lungimea. Da. Când nu punem așa, s-a venit împreună. Când nu punem, ne referim la lungime. Și acum zice, aflați lungimea segmentelor. Eu zic, am de acolo era 3/5. 3/5 este, nu? 3/5. 3/5, am înțeles, așa. 3/5. Iar acum încerc să aflu A, B egal cu cine și BC egal cu cine. Nu? Așa este. A, B egal cu cine, BC egal cu cine. Care sunt lungimile segmentelor? Cu alte cuvinte, aici încercăm să figurăm și noi problema. Deci iată că am un segment AC, de la AC, segmentul acesta, că B este pe interior. B este în interiorul segmentului. Da, adică e ideea ar fi așa, că dacă sunt parte la 5 și luăm 3, nu? Da. AB pe BC, raportul AB 3 și BC 5. Hai să rămățim în 8. Să rămățim în 8, că 3 cu 5 face 8. Așa. Noi facem, ca să apară, să amintești că avem chestii de astea cu metoda figurativă. Da. Da. Și acum mă gândesc la chestia asta. Să reprezint raportul AB pe BC. Adică, pe unde să-mi pun pe B? Eu pun și aici, și aici, dar vreau să fac cât mai corect. Deci eu sunt parte în câte? În 8. Deci 8. Că 3 5 face 8. Și acum, cum să împărțim cel mai rapid în 8? Împărțim în 2, apoi fiecare în 2 și am făcut câte 4 segmente egale. Și dacă fiecare segment în 2, atunci avem exact segmente micuți, 8 să zic acum. Deci 2, 2, 2, 2, așa. Și raportul, pe unde să-l pun ca să fie 3 pe 5? Păi A, B, aici trebuie să fie ca să aibă 3 și B, C, încolo să aibă 5. 2, 4, 5. Să aibă 5, da? Iată că am făcut problema în felul acesta. Aș vrea să spun acum, pot să spun exact ce fiecare. Toată ce câte era? Păi, 15, 16. 16. 16
împărțit la cât, ca să văd un singur segment de teste, fiind el pe toate 8. La 2. Și ai spus să bată 8. A. Ca să vezi cât e lungimea un singur segment. Da. Deci 16 împărțit la 8, însă 2. Și acum, deci segmentul ăsta are 2, 2, 2. Cât e de la B de mare? Cât e de la A la B, ca să zic? 6, sigur că da. Fiindcă știu că un singur segment face 2, deci A la B ar fi egal cu 6, adică 3 ori 2, ca să înțeleagă toată lumea, de la 6 centimetri, iar BC ar fi egal cu... Adică 5 ori 2, nu? Da. 5 ori 2 și egal cu 10 centimetri. Sigur că împreună fac 10 cu 6, 16. Da. Așa asta a fost un mod la nivelul clasei a 4-a aproape. Da. Dar cum o facem la nivelul clasei a 6-a? Păi la nivelul clasei a 6-a spun așa. Știu că AB supra BC face 3 pe 5, nu? Da. Scrie de acolo, poate. Demonstrație. Deci eu acum mă întorc la nivelul clasei a 6-a soluții, nu la nivelul clasei a 8-a. Demonstrația este următoarea. AB, știu că AB, supra BC, te dau cu 3 pe 5. Da. E dată ipoteza asta, de unde știu? Ipoteza. Ce mai știu? Că B este pe undeva între A și C. Adică AB plus BC, AB plus BC, fac exact cum ce vreau AC. Așa veni? Da. Deci, așa, fiindcă chiar scriem așa, un B aparține interiorului AC. Deci, un B aparține interiorului, înseamnă că de aici pot să spun că AB plus BC egal cu AC. Adică, ăsta plus ăsta face tot ăsta. Da. E corect, nu? Da. Și acum, am două relații. Ia să scrie o dată. A, B, supra, B, C, egal cu 3 pe 5. Vezi? Și cea de-a doua relație de desubt. A, C, plus B, C, egal cu A, C. Dacă ți-e mai comod să notăm pe A, B cu X și pe B, C cu Y, el devine mai ușor, parcă, de scris. Da? Deci, lungimea va avea notat cu X, lungimea lui BC cu Y, și atunci, cele două relații sunt în felul următor, așezate. Te rog să spui tu. X supra Y egal cu 3 supra 5. Corect. Și AB adică X plus Y egal cu AC. Dar ce știu de ei? Dar pe problemă. A, 16. Și uite-te că avem noi două relații foarte simpatice. Și acum ar trebui să încercăm să rezolvăm. De acum intră în discuții numai calculul algebric, așa să zic. Noi am învățat anul trecut că dintr-o egalitate de fracții, da, se poate scoate unul din ei, probabil X-ul, care e egal cu ăsta ori ăsta împărțit la ăsta. Da. Produsul mieților cu produsul extrem egal. Mai îți amintește? Da. Ai făcut așa? Am trebuit să ai făcut așa. Da. Între două fracții care egală, avem egalitate, produsul ăsta e egal cu produsul ăsta. Așa, da. Da? Da. Deci e echivalent, hai să spun așa, echivalent cu X ori 5, X ori 5 egal cu 3 ori X ori 5 sau 5X egal cu 3 de oameni. Da. Și de aici scoatem pe X. X ar fi egal cu dreapta pe coeficientul de aici. X egal cu 3Y supra 5. X egal cu 3Y supra 5. Vreau să te convinc așa asta lucrurile. Uite, o egalitate ca să te convinci. Uite, 2 pe 3 e egal cu 4 pe 6. Da.
Fracția de metri este aceeași cu 4 pe 6, pentru că, cum am obținut-o din asta, am amplificat toți cu 2. Da. Da? Și 2 ori 4, 2 ori 3, 6. Și acum să vedeți că se întâmplă așa. Ăștia 2 înmulțiți, adică 3 ori 4, 2. Deci scrie 3 ori 4, egal cu 2 ori 6. De fără, nu? 3 ori 4 egal cu 2 ori 6. De fără, nu spun o trăsnaie, ci tocmai este un lucru corect. Da. În momentul în care vreau să spun fratizor, 2 va fi egal cu 5. Cu ăsta ori ăsta, 3 ori 4, împărți la 6. Deci 2 egal cu 3 ori 4, supra 6. Vezi dacă am întâmplat. 3 ori 4 face 12. 6, deci e calcul 12. Supra, împărți la 6. Și când faci 12, faci? 2. 2. E adevărat. Deci este o chestie foarte deșteaptă. Dacă vrei să-ți faci dintr-o egalitate de fracții, unul din terme, îi mulțești pe celălalt și pas pe celălalt care a rămas. Hai să scoatem pe 4 de aici. Pe 4. Din 4 egal 2 ori 6 supra 3. 2 ori 6 totul supra 3. Trebuie să mă urmărești dacă este altceva. 2 ori 6. 2 ori 6, 12 supra 3, 4. Așa. Deci, adevărat. Deci, așa facem și noi aici. Din egalitatea asta, x pe y egal cu 3 pe 5, să scoatem pe x. Deci, de aici se pute că x egal cu egal cu 3 ori y. Deci, 3 ori y supra 5. Cum am și spus aici? Da. 3 ori y supra 5. Și acum x-ul ăsta vine și ocupă locul necunoscut din partea asta. Nu vin, pur și simplu. Da. Deci, eu de x punem cât? 3 ori y supra 5. 3 ori y supra 5. Supra 5. Da. 3 ori y supra 5 plus y. Egal cu 16. Dacă avem acolo plus Y, nu putem pune 4. Y supra 1, putem spune. Nu putem să adunăm la fracții, cum să adunăm două fracții, două sau trei fracții. Când avem același. Când avem același viitor, când am pus viitorul 1, nu puteai să zici 3 Y cu Y, da? Este greșeală. Da. De acum să te matezi, nu? Eu sunt intrat în operație cu fracții, am făcut anul trecut. Da. Da? Și acum, ce facem? Aducem la același numitor. Numitorul comun cât este? 5. Și echivalent? Echivalent cu... Amplificăm aici cu 5. Aici, de fapt, da. Da? Și ce urmează? 3 ori y supra 5 plus... 3 ori y supra 5 plus... 5 ori y supra 5. Da. Supra 5. Egal cu 16, da? Da. Echivalent cu... Acum, fiind ca același numitor, putem pune 3 ori y plus 5 ori y egal cu 16. Totul supra 5. Da, totul supra 5. Neapărat, punem numitorul comun, da? 3 y plus 5 y, totul supra 5, egal cu 16. Da. Echivalent cu 3 y și cu 5 y face de tot 8 y. Deci 8y supra 5 egal cu 16. 16 ar putem fi ca 16 supra 1. Corect, corect. 16 supra 1. Și atunci, ca să fie același viitor, ar trebui să amplific fracția așa cu 5. Și atât e tipoare. Cu... 8y supra 5 egal cu... 16 ori 5, vine 5 ori 1, 5, 5 ori 30, 80, ce zici bine? 80 supra 5. Și atunci cele două fracții au aceeași numitor. Adică 8 ori y egal cu 80, 8 ori y egal cu 80, 8 ori y egal cu 10. Y ori y egal cu 10. Deci iată că am găsit pe y. Dar cine a fost notat y în cazul nostru? BC. BC. Uite, am găsit BC este 10. Da? Același lucru. BC, deci ăsta e egal cu BC, da? Da.
și avem de 10, egal cu 10 suntem fericiți. Acum, dacă știm pe BC, adică pe Y, îmi pot afla pe X. Și atunci o să vină X plus 10, X plus 10 egal cu 16. X egal cu 6. X egal cu 6, adică 6. Adică BC, adică nu, AB. AB, egal cu 6 centimetri. Iată că am ajuns la lucrul acesta, la ce rezultat. Da. Eu l-am făcut la nivelul casei a patra foarte simpatic cu metoda figurativă. Da? Metoda figurativă. Adică pe nu l-am pus la întâmplare. L-am pus exact în poziția care e cerut la fort. Am adunat pe 35, de dat 8. Și atunci trebuie să împart toată lungimea C în 8. Și lui AB din 3 bucăți, iar BC restul până la 5. Da. Până la 8. Adică 5. Și iată, fiind toată de 8, pe 16 ar trebui să la 8 pe 2. Și atunci AB din 3 ori 2, 6. BC, 5 ori 2, 10. Ce simplu a fost, nu? Pe la nivelul acela de, să spunem, aritmetică. La sfârșitul la seama, dar să fac fracții, să mai amintești? Da, să fac fracții, da. Și raportul acela și toată povestea. Ei bine, mă întorc la partea care trebuia făcută la nivelul clasei a 6. Deci, am scris A, B, 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 C, egal cu 3, B, 5. Asta e la geometrie, trebuie să folosim ca și la orice problemă, toată ipoteza. Tot ce se oferă la autorul ca informație, trebuie folosit în calcul. Deci autorul spune că AB pe BC egal cu 3 pe 5. Că B-ul este pe interior, atunci noi am tradus, dacă e pe interior, pe undeva pe aici, de la A până la C, pasă undeva pe acolo. Atunci înseamnă că AB plus BC egal cu AC. Ei, și-am dat pentru comoditate cu X respectiv Y. Alo? Bună seara! Roxana? De unde e Roxana? Care vorbim cu o săptămână, dar eu nu le știu, vorbesc cu mai mulți copii. Da. Tu ești fată, fetița din Călăraș. La ce clasă ești? La ce clasă ești? A? A cincea, foarte bine. Dar știi că lecția de a cincea încep după asta. Da? După ce termine clasa a șasea, de la ora 5, începe clasa a cincea. Și urmărește acolo lecția și dacă ai ceva să întrebi, întrebi atunci. Bine? Da. Ce faci să urmărești lecția? Urmărești pe profund la ITV. Da, sunt în direct acum. Eu sunt în direct. Deci faci așa. Uite cum faci. Deci intri, tastezi pe Google Profi Online. Da. Ești acum în fața calculatorului? Da, sunt pe tabletă. Bun, pe tabletă. Tastează deci pe Google Profi Online. Da. O faci? Așa. Da. Apare link-ul meu, cu profilul meu, profesor Ioan Bursu, Google, nu știu ce acolo, număr, telefon, și dă click acum pe link-ul ăla. Dă click. Da. Și apare pagina mea în care este acolo. Prima parte este video apicultură. Da. Mai jos, da. Video matematică. Da. Mai jos este un televizor. Și dă click pe televizorul ăsta. Da? Și acolo intri în pagina cu Profonai TV și mă vezi că vine la tablă. Eu acum vorbesc cu tine, sunt în lecție și așa s-a întâmplat și la momentul în care intri clasa a 5-a. Și atunci te afli în direct, poți să intri și tu, poți să pui o întrebare dacă ai ceva de văzut. Când, da?
Ai intrat acum, mă vezi acum? Mă vezi în momentul ăsta? Da, mă văd. Bine, mă bucur. Bine, la revedere. La revedere, o să da, sunt copii foarte dezinvolți așa. Mie mă bucur chestia asta. Bun, hai să ne facem la lecția noastră. Vă zic că am notat cu I și Y. De acum am intrat în două relații. Și de aici începe partea de matematică de la clasa a 5-a. Ultima parte, nu? Deci autorul o să vadă acum, de aici încolo, dacă aceste de relații le putem manevra cu trebuie. Mai exact. Am scos un termen dintr-o egalitate în două fracții, produsul ăla tot nu-ți păstrat, tot atâta se poate cu Y. Egal cu 5. 5 ori X supra 3. A spus pe X egal cu 3Y supra 5. X-ul acesta l-am pus de desubt și am intrat acum în suma a două fracții. Iată ne verifică și da, nici nu se face factorul de fracții. Încep o operație cu fracții acum. Apropo de asta, la aceste scădete se aduce la aceeași numitor. La mulțirii numărătorii 3 și numitorii 3. Iar la împărțirii prima cu proba la universal. Vezi, vezi? Ne fac în calculul cu operații cu fracții, operații Q, dacă ne mai amintim, nu? De anul trecut am făcut așa ceva, așa. Și acum n-am făcut decât să muncim aici. Am avut aceeași numitor, da. Cele două fracții n-au avut aceeași numitor, una avea pe 1 și una avea pe 5. Am amplificat-o pe prima cu 5 și vine 5 Y pe 5. Am pentru că am mult timp să recunoaștem că știi bine cum se făcea deodată și trebuia să aducem și aici cu 5. Că și aici este unul la egalitate de partea dreaptă. Și ar fi fost deodată egal cu 5 și ar fi fost tot Y egal cu 80. Mai concret, iată cum trebuia apărit viteza aici și trebuia să gândim așa. Hai să luăm din nou calculul ca să vedem cum lucrăm. Deci vine 3Y supra 5 plus Y, da? Este egal, puteți zice acolo cu 16. Echivalent cu. Deci 3Y. Da, pe Y că îl punem supra 1 și pe 16. Așa, îi punem 1 și la 1 și la alta. Și atunci amplificăm cu 5. Cu 5. Și aici. Și la 16. Și bine, 3 ori Y supra 5. 3 ori Y plus 5Y. Totul supra, deodată punem numitorul comun. A. Ca să nu mai punem supra 5, supra 5, pierde niște timp. Da. Supra 5 este egal cu 80. Supra 5. 5. Și acum numitorii fiind egal, obligă numitorii să fie egal, adică 3Y cu 5Y face 8Y. Egal cu 80. Nu? Așa bine? Și Y egal cu 80 împărțit la 8, 10. Y egal cu 10. Vezi? Hai să ne-am lălăit. Să recunoaștem. Ne-am lălăit și nu se merită. Mai trebuie să avem viteză, să câștigăm timp la meniștiu. Dacă ne lăbărțăm așa la alții termeni și mai începem. Da? Bine. Bun. Deci asta a fost în edificiu. Asta am aflat ce a vrut autorul. Că vreau să vadă operații cu fracții și să interpretăm bine ipoteza. Mergem mai departe o altă problemă. Dacă A, B, C, A, virgulă, B, virgulă, C, virgulă, D sunt puncte coliniare în această ordine, M este mijlocul lui. Deci, încerc tu acum să faci o părtare problemă cu patru puncte de data asta coliniare. Ce înseamnă că sunt coliniare? Vreau să mă ajut aici, că nu mi-e clar. Punctele sunt coliniare. Sunt pe o dreapte. Asta înseamnă coliniare. Unul pe aceeași linie. Da? Vădăm chestia asta. Puncte coliniare. Echivalent, v-ați spune că sunt puncte pe o dreaptă. Coliniare înseamnă puncte pe o dreaptă. Pe o dreaptă. Și zice, în această ordine. Da, adică A, B, C, D. Așa se ne pune și noi puntele. Așa, dar scrie ipoteza.
a 7 probleme. Deci A, B, C, D. Coliniare. Deci eu acum, când citesc problema, mi-am și închipuit că am o dreaptă. Deci în mintea mea, lucrurile stau așa. Am, de fapt, o dreaptă. Unde pun pe A, în această ordine. B, C, și D. Nu le pun egale. Adică segmentul ăsta, ca un început, sunt egal cu ăsta, nici cu celălalt. Toate distincte. Că nu spune ceva. De fapt, mi-a citit problema, să recunosc. Nu știu până la capăt. Bun. Dar mi-a pus pe această dreaptă. Deci, din prima parte a ei, ABC de pornea cam așa arată. Acum, M este mijlocul lui AB. A, deci M e mijlocul AB. Nu, dar AB e foarte întâmplătoare, cum zice de la... Este pe trec segmentul, de la AB. Pe segmentul închis. Deci, când spunem așa, M aparține lui AB, dacă ar fost deschis, înseamnă că nu am voie să le iau de mâna sau în B, ci pe undeva pe interior. Dar dacă spune M aparține așa, segmentul închis, adică mă va fi de la A, începând cu A, pe oriunde, până la B, inclusiv la B. Deci poate să fie și în capete M. Da. Deci când vezi așa, deci M este începând din A, chiar din A, și până la B o pot pune oriunde vrea eu. Deci, dar el, autorul, spune că M este... M este mijlocul. Mijlocul. Păi putea să spună chiar și la B deschis. Da. Deci M e la mijlocul segmentului AB. Deci se spune exact cum să-l pun. Îl pun și el exact așa cum spune el. M la mijloc. Așa. Și stop, stop, stop. Cum scrie ipoteza asta? Dacă nu e la mijloc, înseamnă că am mâini cât mă pân. Da, adică a linuță, mâini, linuță. Nu, zic că a linuță, mâini, linuță, pân, înseamnă că liniare. Dar ca să fii la mijloc, trebuie să spun că lungimea a mâini e ca cu mă pân. Deci, așa încât, așa încât, deci le dau pe mâini, așa încât a mâini, să fie ca cu mă pân. Da? Deci precizez exact lungimea segmentului A, mă, e ca lungimea segmentului B, mai departe. P este mijlocul lui începând de la C și se termină în D. Până în D. Deci pe M, M, P, 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 la parțime, de la pe interiorul segmentului, pe C, D, adică pe segmentul tot, începând din C până în D. Da. Adică, mă refer la trec segmentul CD și tot așa e la mine. Așa încât, zice problema, să fie la mijloc, nu? Da. Ce pe, dacă aici este, mijloc este aici. Deci pe asta. Ce pe, așa încât, ce pe, ce pe să fie egal cu pe. De. Ce pe să fie egal cu pe. De. Deci e loc la mijloc. Bun. M P egal cu 12 cm. Știu că M P, e mai atal la autorul acum. Da. M P ca lungime egal cu 12. Așa se, când nu se pune paranteze, nu nimic, se înțelege lungimea segmentului. Da. M P este 12 cm. Mai dăm informații. Iar B C egal cu 7 cm. B C 7 cm. Bă, când e cam 6 cm. Aflați lungimea lui... aflați lungimea începând de la A și de... se sfârșește de D. Deci lungimea segmentului la D. Da. Aflați lungimea segmentului A, D, egal cu cine. Dar nu spune închis așa. A, D. Da, spune în paranteză pătrată. Aflați lungimea... A, așa. Deci aflați lungimea segmentului A, D. Da. Dacă nu punem decât așa, la lungimea segmentului ne referim. Da. Dar eu scris în cuvinte. Aflați lungimea segmentului AD și că s-o prezint, când au zis segment,
La el, dacă facem referire, trebuie să punem paranteze de. Dar dacă spui numai A, D, dar lungime, dar lungime. Eu nu vreau să scriu cuvinte. În loc să scriu lungimea segmentului A, D, să comande. Și nu vreau să scriu și lungimea. Scriu la D, adică la lungime. Da? La asta se referă. Bă, demonstrație. Asta e confuzia, nu? Demonstrație. Începem să judecăm problema. Deci ce știm noi? Că mă pui egal cu 12. Să pun și eu mă de la mă până la 12 cm. Iar bâncă egal cu 7 cm. Bâncă 7 cm. Acum ar trebui să aflăm cât e între P și C. Între? P și C. Ah, între P și... Dacă scădem pe tot ăsta... 7. Pe 7. Deci scădem pe asta. Ce, o, ce obținem? 12 minus 7. Pe cine obținem? 4. Nu, nu valoare mă interesează. Mă interesează ce obținem scăzând din M P. Pe B, C. Ce obținem? Ideea că obținem pe C, dar și pe M, B. Așa trebuie să zicem. Dacă din tot ați scăzut, ți-e clar, nu? Dacă din tot ăsta scădem în plata asta, da. Nu cumva obținem așa ceva? Da. Asta, așa. Uite asta. Obținem și cu asta. De, hai să vedem asta cu X și asta care e cu Y. Da? Deci cu X notăm cu mă bă. Hai să începem așa. Mă bă, notăm cu mă bă, egal cu X. Iar PC, PC egal cu Y. Insist. Dar de ce s-o ghenție să scădem de număr P pe BC? Care a fost raționamentul? La ce? Unde vrei să ajungi? Păi nu am vrut să scădem. N-ai vrut să scădem, nu? Eu sunt vinovat. Păi dumneavoastră a zis să scădem așa. Da, da, da. Cred că am plecat grăbiți pe problema. Mai bine să vedem de ce se compune A, D. Tot A, D o se compune de din A, B, plus B, C, plus C, D. E bine? Da. Hai să zicem și noi. A, B, A, D, trebuie să află. Da. Deci A, D. A, D, egal cu, te rog. Egal cu A, nu, cu B. A, B. A, B. A, B. Deci egal cu A, B. Plus. Plus. C, D. Plus B, C. B, A, B și de acolo mai mai de la B până la C. Plus B, C. B, C. Și plus? Plus C, D. C, D. Acum. Dar de ce am ferit peste... Asta e. Corect. Deci mă întreb foarte tare de chestia. De ce să sară? De ce n-am spus că A, M, M, B plus B, C plus C, B, plus P, D. Da? Se luăm de toate. Da. De fapt. Am pus. Am să-i duc. Așa, nu știu ce pe mine. Hai să luăm așa, cum spui tu. Deci, A de altă, mai cu A, A de egal cu cine? A de egal cu A, M. Așa. Plus M, B. Plus M, B. Plus P, D. Da. Plus C, P. Plus ce crede, da? Plus pâdă. Asta este tot AD-ul care zice, general. Da. Bun. Dar am, parcă avem că e ca cu mă bâdă. E ca cu mă bâdă. Știi că am spus, avem am, e ca cu mă bâdă. Da, da. Deci adăugăm de desubt, din ipoteză, avem ca am. Egal cu mă bă.
Și am notat noi, e ca cu mărbă și e ca cu X. Da. Eu am notat pe lucruri cu țelele, pe X, da. Mai avem clar în ipoteză cea. Ce? Asta e din ipoteză, da? Ce mai avem în ipoteză? Că ce pe? Ce pe egal cu P de. Ce pe egal cu P de. Ce egal cu P de. I. Tot din ipoteză, da. Adică informația asta nu de la mine, ci din problemă. Și atunci, această relație, zici mai întregul, înseamnă A de egal cu A de egal cu egal cu X. Așa, X plus X. Că mă bui tot X. Nu așa? Da, da, fii. Nu putem pune pentru amândouă X. Păi, una, un atâta X. Și asta e tot X. Da. X plus X, că sunt două bucăți acolo. Da. Noi, așa e corect, nu? Că zicea un plus mărbă. Deci, A de egal cu cine? X plus X. Da. Plus P C. C. Plus, plus P C. Da, Laura. Da, mai am greșit ceva, sărit, nu? B C. Plus B C. A, eu am scris B C. Ai scris B C. Da, eu am scris B. Așa. Plus B C. B C. Plus Y. BC plus Y plus Y. Da. Și ce mai ai făcut? A de înseamnă, din nou, știu, A de este egal cu X cu X se face? 2X. 2X plus? Plus BC. Plus BC. Plus 2Y. Plus 2Y. Da, BC nu știu cât este. BC este 7. Da, nu problemă. Deci, egal mai departe cu... A de egal cu 2... Deci, A de este egal cu 2X plus 2Y, poți să-i pun un dat, la care nu are comutativă. Da, și plus 7. Plus 7. E. Și acum, poți să dați un 2 în factor comun. Da. Deci, A de va fi egal cu... 2 pe lângă X. Plus 7. Nu? Nu, 5. De, nu, e 7. Da, nu, mi-am spus că trebuie din 7. Pe 2. Păi nu putem, nu putem de 7. Ci, ca să poți să facă comun, trebuie să iei 2 ori 7. 14 ar fi fost. Da, dar venea minus... Să văd dacă e bine. Hai să vedem dacă e corect. Minus 5, nu? Deci tu propui ce să scoatem și, și pe 2 din 7. Dacă ar fi multiplu de 2 aici, multiplu de 2, ca să fie comun, aici e 2 ori X, 2 ori Y. Și aici este 7, care să zici 5 plus 2. Da. Și ce să faci? 5 plus 2? Doar din 2 ori ăla poți să scoți ceva. Dar 5 ori rămâne departe. Deci scoatea în factor, factor comun înseamnă din pe cei 3 să fie 2 comun. Ori îl văd numai la primii 2. Deci e corect așa, da? Da. X plus Y, 2 pe X plus Y plus 7. N-am cum să scoatem la toți 3, ci numai de la 2. Că l-am văzut numai 2 comun celor 2 de-aia. Da. Perfect. Acum îți visez. Dacă aș ști X plus Y, deci vezi, X plus Y, cine este la mare? Ce-mi trebuie asta? Dacă mă aștepti X plus Y, cât este, lași locuri și face calcul rapid. Îmi trebuie X plus Y. Păi, e 12 plus 7. Nu, 12 minus 7. Asta, când e tot 12 și dacă scăpă asta, rămâne X plus Y. Ăsta e motivul pentru care se face scăderea. Acum să-ți simte. Eu fățasă în mâna și lasă problema la coadă. Da. Dar acum am revenit, mi-a dat seama că nu așa trebuie făcută. Și acum, fiindcă am nevoie de X plus Y, mă uit pe figură, mă, X plus Y, cum fac? Din toată asta, scădem 7, rămâne 5. Rămâne asta, X plus Y. Deci, X plus Y cu cine este egal? Răspunsul. X plus Y egal cu 12,
Sinus 7 egal cu 5. Și apoi le ducem sus și spunem AD egal cu, deci rezultă că AD egal cu 2 pe lângă 5. 2 mulțit cu? 2 mulțit cu 5. Cu 5? Sigur că da. Mă, 5. Plus 7. Și face 10 și cu 7. 17. Ce fericit suntem, am reflat pe AD. Am dat răspunsul AD. Cine este? Cât este de loc mare? 17. Deci 17. 17 ce este? Adică nu mă dați în acelerământul. Vă spunem foarte tare. Deci, iată că tu ai intervenit și ai spus, dar de ce mă luăm bucățică cu bucățică? De la A până la D, de ce zic A, B, de la A? Da. De ce n-ar zice A, M, plus M, B, plus B, C, plus C, B, plus B, D? Da. Ai dreptate. Eu, de nou, păream ritmul și nu e corect. Adică, când a zis A, B, eu când am de înțeleam de X. Da, da, e răzbrat din partea. Dar sunt niște etape. Am ales niște etape și de aceea lucrurile nu mergeau cum trebuie. Așa că, mă întorc. Și, în urma discuții importante, am notat pe AM cu pe cine pe mod cu X, de fapt și AM, e tot X, AM, egal cu mod cu egal cu X, și de aici putem X plus X, plus BC, plus Y plus Y, iată 2X plus 2Y, plus BC, pe BC îl știu că este 7 și AD se duce la, dăm pe 2 în factor comun, 2 pe lângă X plus Y plus 7, iată X plus Y, trebuie X plus Y, ce mă fac, cum se găsesc, cum fac, ca să apară X plus Y din toată asta, care e mult până, și în 12, scădem pe BC și rămâne X plus Y, exact cât avem noi nevoie. Și înlocuim acolo, iată, am ajuns să spunem că AD egal cu dreptul 16. Da? Mai avem o problemă? Da. Dar mai ești tipa. Da? Da, da, da. Te rog. L-ai zis mai repede că plouă afară, nu? Nu, am fost, nu mai reușeam atât să... Deci, în ultimul nu mă mai încadram în nimic, știți? A, am înțeles, da. Dacă A, B, C, coregeană și... Deci, avem în ipoteză, în ipoteză, avem că A, B, C, coliniare. Da. Atenție, ce ai în mic gram? Discris că am reușat cu coliniare. Ce ai tu acum mai multe? Sunt puncte pe o dreaptă. Corect. Mai spune în această ordine? Nu. Nu mai spune. Foarte trist. Ordinea trebuie să o spartesc eu probabil din contextul problemei. Că nu știu cum să le iau. Da. Ia să zicem. Cu alinia A, ne? Și îl dăm în pătrat de... În continuare. Fără segmentul A, B, adică segmentul A, B, da? Da. Inclusiv cu capete. Așa, segmentul AB, da. Dar nu, că e doar într-o parte de aaa. Aici e închis? Da. Și în partea asta nu. Da. Înțelegem așa. Semidreapta AB. Adică trebuie să înțelegi punctele acestea sunt așa date. AU și de aici încolo. De aici încolo este semidreapta în dreapta. Da? Și în partea asfaltă este în stânga. Deci punctul ăsta plasat pe dreaptă, în parte dreapta toată, în două semidrepte. Da? Două semidrepte. Așa încât semidreapta AB. Da, semidreapta AB este reunită cu semidreapta AC. Deci, reunită cu semidreapta AC, va fi reunită, așa este, da? Da. Așa. Reunim cu AC. Care este egal cu mulțimea A. Egal cu? Mulțimea. Punct, mulțimea formată din punctul A. Așa nu cred. Va fi intersectat. Ia să vedem. Unde? Aici. Pe intersecție este. Eu am uitat acolo. Ați uitat în partea asta. Da. Așa. Da.
Deci, A, B, intersectat cu A, C, egal un singur punct. Mulțimea probabilă punctul A. Băi, ce chestie mână așa dur. Așa trebuie să fiu foarte atent. Deci, se mie dreapta de la A spre B, așa cum vedeți aici. Intersectată cu semnul dreapta de la A spre C, au un singur punct. Dacă l-aș pune pe C aici, atunci semnul dreapta A, B și cu semnul dreapta A, C, ar face foarte multe puncte. Ar face toate punctele, aceeași semnul dreapta. Deci A, B, împreună cu A, C, face semnul dreapta de la în dreapta, da? Dar spune că AB intersectată cu AC face un singur punct. Adică pe ce ne spune să luăm la stânga? Deci ăsta e mesajul. Deci AB intersectată cu AC ne dă doar punctul A. Da. Doar punctul A. Un singur punct A. Insist. Ne-a spus că ABC îi pui tu pe dreapta, dar nu îi pui cum vrei tu. Și ne spune, ne dă un mesaj foarte tare. Semidreapta AB intersectată cu semidreapta AC egal un singur punct. Adică ne spune să punem ordinea asta. C, A, B. C, A, B. Deci ordinea nu ca dacă a trecut de... Ce a spus? Fie punctul ABC, nu ordinea asta, mi-a zis. Nu ne-a mai spus în ordinea asta. O vrut să afle aici, dacă știm ce înseamnă semidreaptă. Prin notația asta, A, B, prin notația AB înseamnă de la A spre B și de la A spre C, fac un singur punct, o vrut să facă și înseamnă și intersecții. Ce punem în intersecția a două mulțimi? Punctele comune, elementele comune. Adică, mulțimea asta, de aici încolo, punctele de aici încolo, semidreapta asta, semidreapta e format din față, inclusiv cu A. Intersectat cu semidreapta de la A la C în partea asta, dedus noi, să facă un singur punct. Asta, de aici, de plecare. Punctul originea semidreptelor. Da? Deci asta ne-a ajutat să facem orientarea C, A, B. Da. Bun. Acum. Acum, atunci, A, dreapta AB este reunită cu dreapta AC. Atunci, să constatăm că... Da. Să, în concluzie, cred că așa, nu? În concluzie, cine este AB, AB reunit cu AC? Cine este? Deci, asta, asta reunit cu asta, ce ne face reunirea, punerea la un loc? Face toată dreapta. Da. Semidreapta asta de aici, împreună cu semidreapta asta din partea cealaltă, face dreapta C, B, A, B, n-are importanță. Dacă era închisă. Unde? A, B, așa, și acum. Egal cu cât. Dacă e închisă la mânzouă, da. Deci A, B, împreună cu AC, fac tocmai segmentul CB. Da. Vezi? Că e de la A până la B. Atât. Împreună cu de la A până la C, fac C în momentul ăsta. Fac tocmai A, C, B. Da. Sau BC, n-are importanță. Deci este egal cu segmentul, egal cu segmentul, tot segmentul BC. Pentru că și pe B îl am pe B aici închis și l-am și la C închis, atunci fac tot segmentul acesta. Deci răspunsul este ăsta. Că reunirea fac segmentul pe C. Dar hai să vedem cu cine am ales de la ei problema asta, care sunt elementele, noutățile cu care trebuie să rămânem. Că prin așa ceva, mântează, AB, AB, înseamnă semidreapta, semidreapta, ce are ca origine,
margine, pe A. Leagă de la A și merge într-o parte, semidreaptă. Semidreapta cealaltă, AC, AC, tot așa este o semidreaptă, semidreaptă, cu originea tot în A, pentru închisă A. Da. Și faptul că intersecția lor ne dă mulțimea formată doar din A, nealul, deci de desubt punct, cum AB intersectat cu AC egal mulțimea formată dintr-un singur punct A, înseamnă că, de fapt, avem ordinea CAB. Deci, din acest fracționament, ordinea este C, A, B. Pentru că intersecție cu multe elemente comune. Înseamnă că semidreapta A, B și semidreapta A, C au dat punctul ăsta. Și ne anunță el, nu-l pune pe C în dreapta. Că atunci, semidreptele acelea intersectate au dat tocmai toată semidreapta. Ci au un singur punct, pune-l pe C în stânga lui A. Ăsta e mesajul din interpretarea asta. Autorul a vrut să vadă aici dacă știm ce înseamnă semidreaptă. Da. A vrut să vadă dacă știm ce înseamnă intersecție. Da. Da. Intersecția pe o mulțime. În intersecție punem elementele comune. Și asta ne-a ajutat să punem ordinea asta. Ce avem? Și acum ne întreabă, din clipa în care v-am ajutat cu informația ce ați găsit ideea ce avem, cu cine este egal? Ce A reunit cu AB. Ce A reunit cu AB face exact, asta a fost întrebare, nu? Da. AB reunit cu AC este exact BC. S-a completat tot segmentul BC. Alo? Da, te-ai fi aceea. Alo? Roxana, mă aștepți un pic, să trebuieți în băteze aici, da? Da. Nu? Da. Deci a căutat proful online. A intrat în pagina aceea cu video apicultură, video matematică. A intrat? Păi zis că mă vezi. Când am discutat, mă vezi, mă vezi la tablă. Cum m-ai văzut dacă nu m-ai văzut? Hai că te spun din nou. Păi îl las pe cineva ca să te dirigeze. Ia, adigează tu și... Alo? Da. Așa. Da. 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 Vedem că ce înseamnă intersecții de mulțimi, puncte comune, și să știm mai departe că din informația asta am ordinea stabilită. Că n-am mai știut autorul aici, nu ne-a mai spus, fiți atenți că trebuie să luați în ordinea asta. Da. ABC ordinea. Ci noi am tradus din partea asta. Mate? Nu, asta a plătat. Ce să spunem că la sinteză ce am făcut aici? La sinteză. Corect. Am vorbit de segment închis, deschis, semidreaptă, da? Segment închis, deschis, semidreaptă, semidreaptă. Operații cu mulțimi, am vorbit de reuniune intersectată. Operații cu mulțimi. Am mai vorbit de ce lucruri? Am mai vorbit de faptul că deci operații cu mulțimi. Am mai vorbit de ce lucruri interesante spuneam. Colinearitate. Ce înseamnă punctul colinear, da? Colinearitate. Colinearitate. Și
Și când autorul spune în ce ordine, de așa stabil. Când nu spune ordinea, trebuie să găsesc eu traterul așa. Așa, lungimea, un segment am mai vorbit. Lungimea unui segment. Și am mai vorbit de operație cu fracții. Nu? Am avut și chestia asta. Operații cu fracții. Păi, n-am avut de adunat fracțiile cele, n-am avut discurs dintr-o relație, dintr-o egalitate de fracții, un termen. Deci, am avut lucruri interesante. Ne oprim aici. La revedere!